vine după amiază, mi-a condus un coleg mașina, camionul, a zis că o să cupleze el când se întoarce și mi-a dat mesaj că a alunecat puțin așa și n-a mai putut, a rămas înțepenit. Dar de fapt el a intrat în tot canalul ăsta de aici, fiind moale, s-a dus la funduleț. Acum să vedem ce-i fac, este duminică, la noapte la 2 trebuie să plec în cursă și am venit să cuplez acum, că este mai cald, la noapte o să fie frig. Și sigur, mă gândeam că nu pot să mai cuplez, că o să fie gheață. Dar n-am știut că el a rămas așa de înțepenit. Să vedem ce pot să fac. Încerc să cuplez, încerc să ridic puțin aerul, de fapt la maxim. Și să vedem ce iese. Sper să meargă, dacă nu, nu știu ce aș putea să fac în situația asta. Să sap pe acolo, dar nici n-am lupat. Belea, fratei! Este bro! Putere urtărească, bă, Gameș! Putere urtărească, bă, neamțule, să vii să te învăț de tank car, bă, de aici. Ia-mi eu cum mi-ai văzut direct, am făcut agaura. Ia uite câta gaura mi-a făcut ăsta aici, omului. Ia uite și tine. Eu nu s-a ne-am primit camion. Băi, dacă n-a de loc, a venit un ăsta acum aici, omul meu. Vreau ca fraierul aici. Este, bă! Trebuie să duc asta și cum treci, gata.
siguranță. Acum să vedem cum face frumă, că dăm acolo, că am belit-o. Am belit-o. Să verific cupla aia că s-a închis. Perfect! Goală! Ok. Super, cupla este închisă. Să eliberez fuma de mână. Acționii de morții. Urcăm aici. Gata. Uite, mă am și eu aici cala de picior, da? Frumos, eu iau frumos de aici. Să nu mă jure lumea. O pun al ochii aici frumos. Cu totul e remorca goală, dar mi-am pus cala de picior, că e în pantă. E gheață și să fiu eu sigur că nu se întâmplă nimic. Secundă luminele și gata. Gata, frățioare, uite ce aici, poți să dai la pește bro dacă vrei. Am zis că, bă, trebuia să fac treaba asta la 2 la noapte, eu când veneam singur frumos, știi? Bă, aici rămâneam, frate, la noapte, mai scuteam de aici, uite, știi? Asta-i, v-am salutat. Hai, copii!